Eu sunt cu Meluța. Meluța mai mare cu Nanța mea. Hai, de nu ne-am văzut niciodată noi. Pe copilul. Doamna Mariana, frate. Virgila a luat frate de-a lui. Ta și soția. Soția lui Virgil. Acum ne-am văzut și noi prima dată, ca și dumneavoastră. O fată drăguță și Virgil. Ei au stat la podul turcului. Virgil cu Dănuț. Mai ia vedeți. Cine? Linița a vorbit. Cu Miluță, Miluța, Diana, Ioana, 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 cu Vasile, cu Lucica, cu Valerica. Viața nu e la infinit. Prea mult n-avem de trăit. Să ne bucurăm de ea atâta cât Domnul vrea. Am fost cu toții plecați și prin lume împrăștiați. Cum e dat la fiecare să trăiască în depărtare? Ca puii din cui zburând, de cei dragi neamintind. Astăzi, iată, a fost să fie cea mai mare bucurie, unică putem a spune. Ne întâlnim cu gânduri bune, amintiri să depănăm, povestea să o animăm, firul lung să-l facem gem, cu toții să ne apropiem. Cel mai mare e tăchel, suplu, înalt și frumușel. De la el am ascultat sfaturi demne de urmat. Acum vara stau la țară unde au stat odinioară, în casa în poartă cu un agud și o piatră de pe prun, adusă de moșoniță, așezată în portiță. Și mai cresc și un nepot. Ce-l iubesc de nu mai pot. Le place aerul curat și viața la noi în sat. Urmează apoi Valentina, care a onorat comuna ca un dascăl devotat profesând la ea în sat. Și Eluța a plecat fiind tânără din sat, la Galați, după bărbat. Eu aici m-am stabilit în satul unde am crescut. Rădăcinile-mi se trag din străbuni pe acest meleag, cu ale mele trei surori. Tare aș vrea să-mi fie aproape, să le știu bine pe toate. Am avut copilărie, dar așa n-aș vrea să fie. Pășteam oile pe câmp, mergeam la cules porumb, priponeam boii și iapa în grădină, dam cu sapa. Am fi vrut și noi mai mult, dar vedeți, nu s-a putut. Soarta ne-a împrăștiat, eu am vrut să stau în sat. Am fost sprijin la părinți până ce au plecat la sfinți. Copiii lui Moș Damian n-au mai venit de mulți ani. N-au nici casă, nici prizbor, inima lui nu mai dor. Nu au unde să mai tragă, nici pe cine să mai vadă. Erau fericiți cândva, că mămuca le trăia. Ieșea încet în pragul porții, punând mâna în dreptul frunții și privea mereu în sus, în stația de autobuz. Poate a venit careva, că bătrânețea e grea. Verii chirilești din sat, cu toți patru au plecat. În Boghești, Ciorăști, Covrag, iar Lucica la Bârlad, care e acum printre stele, fără dor și fără gele. Dacă frații am avut, Titu locul a ținut. Venea ades pe la mine și ne sfătuiam de bine. Când era bal la cămin, era jale și suspin. Tata chiar nu ne lăsa. Titu venea și ne lua. El negocia cu tata până când descuia poarta. El a fost și o să mai fie frățiorul pe vecie. Verișorii mânioși, trei la număr și vânjoși, din Boghești ei au plecat în Galați, s-au așezat. Ei pe toți i-au ajutat, cu necazuri fel de fel, așa și pe Marinel, au avut grijă de el în spital, stând internat cu piciorul fracturat. Vara ei se întorc acasă la căsuța părintească. Doinița de la Tecuci
a venit mai rar pe aici. Tânără s-a măritat, viața în peftia și-a luat, cu bine s-a descurcat, copiii au ascultat. Acum este împlinită, de mai multe ori, bunică. Este veselă, zglobie, nu-i dai ani din hârtie. O altă verișoară bună cu care am stat împreună, până liceu am terminat, în gazdă, la ea am stat. Ofițerul Valeruș în armată a slujit până când s-a îmbolnăvit și la pensie a ieșit. Alți verzi pulberi din Banat niciun semn ei n-au mai dat. N-au mai ținut legătura ca și cei de la Brăila, nici prin telefon, prin poștă, am pierdut orice adresă. Vinovată mă consider că n-am insistat, desigur, să țin legătura aproape cu cei dragi plecați departe. Iute au mai trecut toți anii, parcă ieri eram copii, când ne adunam aici în vacanță la bunici. O turtă mâncam cu nuci, erau așa de dulci. Acum mult amar ce avem, chiar zahăr de presărăm, dulce în gură nu avem. Drumul trebuie să-l continuăm până ce dincolo plecăm. Cât de lung drumul să fie, să ne întâlnim cu bucurie. Vă pup și vă îmbrățișez și povestea o semnez. Cu toată iubirea mea, eu, Stamate Silvia. Foarte bine! Întâlnirea de astăzi, pe care eu aș numi-o agapă familială, cum a spus părintele, este fără precedent, bănuiesc, în comuna noastră. Și e un început poate bun. Ne-am bucurat să fie exact să cosite un precedent și să fie perpetuat de alte familii, celor dispăruți, celor plecați, Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Cei care încă suntem, ne dorim tot binele, Dumnezeu să ne întărească, să ne lumineze calea, să ne întâlnim mai des în astfel de ocazii și toate măcar cele bune. Telefon. Pentru Silvia avem o diplomă de onoare. Pe care îmi permis să-ți o citesc, dar din gură și ascultă. Diplomă de onoare ce cuvine pentru ideea genială întâlnirea verișorilor, drept recunoștință a organizării și desfășurării evenimentului verișoarei Silvia Stamat. Să ne trăiești la mulți ani! Să vă spun bine ați venit! Atât dumneavoastră, cât și simpaticii și prea distinși invitați, să-i mulțumim părintelui pentru interesanta slujbă care ne-a ținut-o, amintindu-ne încă o dată de cei care nu mai sunt între noi. Ne pare rău că nu mai sunt la cele veșnici, așa cum spunea părintele, amintirea noastră o să fie permanent asupra lor. Mă gândesc în primul rând la fratele meu Valentin. Ar fi fost extraordinar să poți și el aici. Nu este Lucica, nu este Jănică, nu e Ventilă, Miluța, nu e Toader, nu e Milica, Veronica. Toți s-au dus, nu mai pot călca pe acest pământ, nu mai calcă iarba, s-au dus la cele veșnice. Și le fălor veșnică pomenire. Vorba de bunicii noștri, tachime Chirilă, fița Chirilă, bunicii noștri, spulber tache, care Spulber Maria, că îmi pare rău că nu i-am resemnat numele, să ne gândim și la ei permanent, pentru că ne-a făcut o mare onoare, a fost niște oameni deosebit. Am 60, are ce să-i mai mari. Vrem să-i cântăm mulți ani trăiască! Da. Hai! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine hai, mă face să plâng! Cine să trăiască? Mulțumesc mult! Dacă te-am rog, mă atani. Dar nu cântat. Să trăiască, să trăiască, la mulți ani. Gata, Antianeta, mă, când o bătu șoșonul ăla la Căbești.
ea nu vedea bine și tante Laurenția, Dumnezeu să ierte pe amândouă, avea un șoșon de antilopă din ala negru jos, cu cârșlare. Și e o schimâță. Și nu se mișcă de acolo. Și-o bătut-o cu cârșa, l-o bătut șoșonul ăla. Dar ele toate surori mă s-a durat să duceau. Ei, cum ne ducem noi acum, ochii. Fetele mele nu uită cu tante Aneta și cu tante Ileana duceau la Valerăs. Tante Pachița, când o venit... Non-stop la Valerăs duceau fetele mele. Auzi, dar nu știi întâmplarea. S-au dus al de mar și ăștia duhit cu pana. Înainte la moară la Tănăsoare. Și tante Pachița era cu căruța cu unul din Valerăs la moară. Mai duhit, dar și mai faci și bâde. O muri. A venit, nu mai măcinat, s-a dus acasă, o lăsa sașii și a venit, dar era o glodărie plouoasă de rupusă și pămâne. Bine-mese. Nu, șoniță era pe prispăla tata. Tanti asta cu flori îmbrăcată în negru, tanti pachită. Domnule, ce glumă proastă! Da, domnule! Iau, domnule, și cu flori și îmbrăcată da, în doriu. Și mă șoniță pe prispă. S-a oprit întâi la noi, tanti. Da, ce că eu să mă duc să văd și fac al de postache cu Aneta. Când îl vede pe... în poartă. Bădia! Dar tata, și-ai poți să fac pachită? Auzi, avea ce glumă proastă. Da, și era neamul proastă ăștia el de mare. Nenea Vasile de la Valera, măi, când ne-a sunat Mihai că a murit și a venit noi pe viscolul ăla și mi-a spus, cum mă sfine cu orez, cu salam, cu totul. O, Doamne, vine cu apoatul, îl facă păpușoiul. Și vine să cante mine. Dacă și omul îl poține cu păpușoi, Doamne, voi sunteți de groază! Asta la bro, baba! Și-a murit singur, cine a avut grijă de ea? Singur! Mai! Băi, mă, fiate, mă ducea la produsul, mă ducea la produsul. Așa? E duceam zahăr, ulei, găini, țigări, pâine. Fără țigări! Fără țigări, dacă te duceai, nu te duceai. Dar mărășenii a dus, nu, deja mai vine la mine. Găina o dau la popă, dau la popchii, uleiul la candelă și șasă la ceai. Ce mi-a mai rămas? Dacă nu i-a adus țigări, am tecu. Băi, m-am luat tecu și a luat mărășenii. Băi, m-am dus înapoi la potul. Nu avem potul. Da. Mărășesa național. Mi-a fost drag cu turcului, mai ceva ca te-ai cuciu. Păi dai cu capului. Mă duceam pe papa era la etajul 1, la jos avea suptor, avea porc, avea porumb, avea găini. Pe unde să merge din Boghești în podul turcului? Prin Chilia, nu? Dar cum ziceam? Zona aia. Scurtă cu numai contul mai băie. Chilia venea. Chilia. Și mă întorceam prin Chilia. Cere. Aoleu, ce mă respeți. Mulțumesc. Băieții, cu bine acolo, la băieți. Eu nu are bine. Eu nu beau. Dar e rest, mă. Cu mașina. Transformat cu ulei cu el. Ulei. Nu mai fac cu codul. Avea căciuliț. A pus camisa pe drum și după aia i-a dat frate. A răsturnat. Băi, ulei din capă de chiceaie! N-a cu haine de nimic, pe foc le-am pus. Și cașulită! Dar eram măcar cât era ea. N-am ieșit să fac, băi! Băi, dar eram munca de pe 2 hectare! Nu-i nimic, nu-i nimic, tată! Nu-i nimic, dau ulei! O mări și nu mai dau ulei! Nu-i nimic, tată! Mă duc și cumpăr uleiul de la Ghidigen, dau ulei un lucru. Un gram trebuie și un kil! Da, uite-te ce-a făcut! Când te-a vidit Silvia! Nu, Virusa, Bogol, cred! N-am mai făcut poate! Virusa, Silvia! N-o să-mi trebuie ulei! Mai trebuia să-mi numai zahărul vanilat! Eu nu știu, vedeam să-i fără paralizat!
știi, m-am făcut gogoș. Deci treaba asta o spun nu din... Mă, pui, înainte să dea cu ulei să fac... Eram aici. Din întâmplare m-am dus la nene Costache, eu aveam nevoie de... Uite, mă, ce a făcut ăsta? Fără uleiul. Nu era că uleiul a dat, dacă mai era pe mic. Dacă n-a scăpat bidonul, el s-a spart. Nu, domnule, canistră de aluminiu de lapte. Și aia n-avea capac. Nu știu ce avea. N-avea, dar cum s-o fi dat, s-o disfăcut siguranța aceea. Și l-a vărsat acolo, tăpârșit, l-a vărsat pe el. Dar eu zic, măi, dar ai trecut, ai fost la Paraschiva, au făcut gogoș, că mirosa gogoș. Putea să-l pună în ceaun, să-l topească, că corgează. Munca de un an de zile. Era... Mama Boșie, cred că. No, era bună să pun, mă. Nu, no, dar el ce că... Nu, că avea două bidoane. Și nu era de la distilat, era gros. O lingură. O lingură pune el, atât de... Din cap până în picioare era tot... Din afară soare. Mi-a rămasat un bidon, băi, dacă n-are satușe... Vine Nicu, ci că... Uite, băi, ce mi-a făcut ăsta... M-a luat uleiul pe el. Doamne, ce vorba... Și de atunci Mișu niciodată n-a mai scârțit. El a fost dus la încheieturi. N-a făcut Eu sunt soția lui Tăițean. Am rugămintea să vă pun ceva în pahar, că urmează o surpriză. Fiecare să aibă ceva în pahar. Da, dragă, ne punem. Gata, ne conformăm, n-avem nicio. Dar mie mi-a căzut. Gata, punem. Asta e o poză foarte importantă. Asta e părinții mei. Eu. Aici e mama Jana, care foarte mult a iubit-o pe mama lui. Asta e un prieten de-al nostru, Nenea Tite, care s-a încredit la noi. Aici este fiica mea cea mică. Mi-a pus aminte de fetele mele, că le văd așa mărețe. Mă laud și eu, premiul special a terminat 1-7 cu 10 pe linie. Dar asta se dă cu vreo 9-7-5. Asta e prima Irina, nu? Nu, Loredana. Loredana. Spune-mi așa pe flea. Dintre doi deștepți să iasă copilul. Dar nu, Maria, nu, Maria. Mai așa ne s-a scăpat calculatorul. Dar fata mea e Nu știu oamenii de acolo. Cum arăbie care se prezentă aici și care i-a luat concursuri pe țară și la matematică și care citește de la gimnaziu Eliade, Petrețuțea și care dansează foarte frumos și care poartă coroana cea mai de preț a modestiei pe frunte și este frumoasă și este nepoțica doamnei mele învățătoare. Aici în față, prezentă și care era Valentina laudă. Ia spune-ne cum îmi era învățătoare, vai, nu știu cum m-a suportat, câte boacă ne-am făcut. Și când mă duc în excursie pe Valea Prahovei și am fugit să văd ursul și nu mă găsa și s-a așezat pe o buturugă și s-a apucat de plâns că nu putea venea în sat, că o omoară Dumitru Rusu. Și cât o insista, nea Dumitru, eu răspund, dar mi-o lași pe Dinuța și mă băga în toate serbările și tot mă... Mi-a fost... Foarte hazoasă. De... Se mă nea Dumitru. De...
respect, care mă obligă și în ziua de azi să îl port. Cantinuța era glumeață. Și mama și tata erau glumeți. Învățătoare de nota 10. Da. Deci, dacă la anii ăștia îi port respect, nu mai este cazul să vă mai spun. Mama lui Matei. Hai să vă povestesc ceva cu mama și cu tanti Tinca. Ele erau cele mai mici, ele erau la graș. Ele erau sectorul. Stai să vezi. Și mama și Tanticeta erau la țesut. Mama tot timpul la graș cu vacile, cu oile, cu porci, cu cani. Tanti Tinca era mai șmecheră. Cam o lua așa pe... E o colire. Da, o dată pierea. Măi, o pândește mama. De ce pierea? Păi nu spunea bunica? Surorile mai mari le aducea bunicul de la Târgu Neamț pudră, treburi, materiale de rochi. Mai de la pudră. Și ce-a făcut? Ea se dădea cu pudră, după aia vinea la graj. Nu era nicio problemă. Mama a observat că e dichisit așa, dar nu zicea nimic. Zice, de unde se duce ea? S-o dus, o pândit-o, o lăsat-o în pace, o venit imediat la graj, de o dată care la face, o dată așa. Următoarea dată, o spus la fete, Tinca o umbla la pudră. O avem cutii goale. O pus într-o cutie goală făină, o închis acolo și o pus. Următoarea tură a venit iară Tantinca să se dea, că nu putea să dea mâncare la vaci nepudrată. Bine că nu-i se când s-o dus, s-o pudra pe transpirație. Așa, și-o plecat iar la treabă. Ei, pudra s-o transformat în cocoloș. Eu zis s-o dus la oglindă. Când au văzut, a început să plângă. Voi ce ați făcut? Păi, dar ce furai tu pudra? Tu erai de-a dat. Dar tot cu tante Aneta și cu mama aia. Era cea mai elegantă, cea mai... Da, nu, trăgea la pudră. Stai să mă scur cu tante Aneta, cu Nenea Tăchel. Nenea Tăchel se ducea la Iugani. Avea o iubită pe acolo. Știi povestea? Grapa, cu grapa, știu. Nu. Spune că nu te auzi decât ginerul. Punea la grapa. O dată... Dar o știu. A, nu, o... Stai, două variante. Stai că-s două chestii. Așa. Odată a venit Nenea Tăchel țipând, de la Iugan cu arma după el trăgeau. Cu atunci n-aveai ce căuta în teritoriul cu tare, cum era cu fetele. Iugani, tante Aneta, ce să facă să-l sature pe Nenea Tăchel de venit târziu? El e la graj de el pe sături, Nenea Tăchel fugat. Nu, s-a băgat tante Aneta în supat. Nenea Tăchel că s-a așezat să culci, tante Aneta a început să ridice din pat. Nenea Tăchel și că a rupt trucul la ușă. Era să-i cântare. Și bătai, o luat anteneta cu mama aia de la bunicu. Vai, da, super prințul. Asta era prințul familiei, dragă, că avea mapă. Niciodată. Gică, tu știi că... Aducea așa până la tecuși la ghidigeni și când vinea bunicu acasă, el era pe din păcina înapoi. Mă, dar aveau mantale de militari. Și el niciodată n-avea nasturi la mantale de militari. Niciodată. Deci, juca bira. Și bunica, străbunica a zis, mama lui bunica Tița, că nu au fost cătării. Bătrânelul îi spuneau. Nu știu? Mă, bătrânelul. L-a pândit. Fatiță, eu mă duc să văd. Ce faci cu asta? Rupea nasul și carișca, la poartă. Bira. Cu Iordache, frate de Măriuțe. Bira și amătica, zicea. Măi, da, aia cea mai bună. Și-a luat o bătaie, Nenea Tăchel, atunci. Băi, niciodată, să nasă, nu mai avea nasă la haine. Știi ce făcea? Era prințul familiei. Când se duceau la bal, zicea la băieți că mama avea 28 de ani când s-a măritat. Bunicul zicea că n-are fete de căsătorit. Cea mai mică tante avea 20 de ani. Și bunicul zicea că n-are fete de căsătorit. Zice, băi, ce credeți că îi dă tataia ceva la vieții? Nimic, frate, mie îmi dă totul. Treaba voastră, vreți să vă însurați cu alte sorme? Nu, cine zicea Nenea Tăchel? Da, Nenea Tăchel. Mama zicea, după Dăica. Mama zicea, da, 20 de pași. Erau buni la graș. Dar cu tante Pachița ce făcea cu oale? Tante Pachița răspundea de oale. Era cu sectorul lactate. Și când se ducea tante, ea smântâne că el era Ion Creangă. Măi, dar asta a fost cea mai tare. I-a fost în genunchi unde nu trebuie.
amintiri din copilărie. Da, da, cu pudra. Fii atent ce povestea mai. Bunicul și cu bunica mâncau la masă de o pară. Nu e adevărat, numai bunicul. Bunica stătea pe lângă copii și mama Osche nu știe ce mânca bunica. Niciodată bunicul nu mânca la masă cu copii. Nimic, și mânca ce era mai bun. Iar seara se ducea și se purcea în casă la deal și el stătea în bucătărie. Și făcea un vârtit, făcea toată noaptea. Și mâncau de rupea pământ. Deci ai cui să mâna? Ai cui să mâna la făcut mâncare? O ia, o spilcuit, o... Nu cât muncești, e curat, e... Dar să nu crezi că e mai deșteaptă ca mine. Hai, mă scopi! Hai, ce n-ai șchept? Eu am 7 clase, ea numai 6, că nu vreau să dea examen la Podul Turcului. Nu s-a dus la Podul Turcului să dea examen. Băi, da, nici nu i-a știut. Dar ea nu s-a dat seama. Nu am, ea nu a ascultat de Barbara. N-are, 6 clase. 6 clase au rămas. 6 clase au rămas de azi. Lenuța, Lenuța, nu mai dacă nu mă distrau. Eu furat din zestre. Eu furat din șervețele. Mama și cu tante Veta se ocupau cu și făceau zestre. Ați iau și tăi. Alea vor să plece mama să-și ia zestre. Eu opri. Deci din 12 rămânea câte 10 din toate alea. Din toate alea câte 10. Tot felul, din mileuri. Din toate le-au furat. Și fa, noi stăm la bajă. Noi grașul, voi stași cu sâți. Dar tu știi cum se seau? Cu un făraș cu jar la picioare, nu ne făcea acolo. Și cu lampă pe bucătării de pe beci, deschisă de bătea, nu, la chilierul de la vale, deschisă de bătea soarea. Se ducea cu vin, că nu avea unde să-l distribui. Se ducea până la Târgu Neamț, la Pipirig, îmi povestea că a fost și a vizitat casa lui Ion Creangă. Căruța a venit odată. Nu a putut, mers cu vinul, mă. Nu putea să-i scoată ghetele de zăpadă din picioare. Așa era de înghețat. Și venea cu... Se întâmpla la 2-3 săptămâni să ducă să-i dea bani, că nu avea... Dar a bortoceaia când s-a necat cu osul și a luat-o bunicul cu docarul și când nu a fost atent și când a pornit caie, din gât. Ai trut de mare, nu? Hai, dai, mare, dai! Așa ce e aici, la mai mai băi, nu filma! Fetele, hai să vă dau pepene verde de Boghești. Nu mai gândeau cu frisiz. Ați văzut că o să calac ca macaraua? Pepene galben eu vreau. Da. Mersi mult, Ștefan. Văd dacă merge. Ce bun e ăsta galben? Păi eu fost la rea și în spate la sine. Nu te rece gustul, mă! Dacă își bat pepene. Bun tare, mie galben îmi plac. Dar nu mai pot. Nu poți să gust. Nu pot, mă. Eu eram boier mare. La urmă aduce grăbice. Picturta lor, băietul... De gheaște. Băietul... Pare foarte rău. Aici este la... Eu mă uit cu privirea cu o doamnă. O doamnă. Să vin să-mi repet o dată rețeta. Care? Cum se face pepinele? Nu, dacă era tu. De pani, pani știu de... Nu spuneți, spune eu, îmi corectez. 6 ouă, 2 cani de zahăr, 2 cani de lapte, 4 de făină, una de ulei, praf de copt, 2. Așa. Zahăr, vanilă. Pau, ăștia, ia.
așa mă poate de mâine. Bă, tu te cu mixeta cu tea. Păi ori mâncăm, ori nu mâncăm, ce facem mai bine? Hai mă, dacă nici de asta ceva natural nu mâncăm, ce vrei să mâncăm? Ce e natural, ce e natural, ce e natural. Lași din ala, lași ce amestec. Auzi, dacă ajunge la spital, nici nu știi medicului ce e. Nu știi ce e. Ni se face rău, ni nu știu ce să-i spune. Ce-am închis să face de tot? Ce-a fost posibil? N-ai din ala așa catalog cu mâncărurile, ca să știu zic. Mai vine cineva. Bun, bun, succes la serviciu. Vă pup, pa, pa. Mulțumim de telefon. Pa, pa. Senine și fericire la mulți ani să trăim, la mulți ani să trăim și să trăim. Și altă dată, și altă dată o s-o facem și mai și mai lată. Și altă dată, și altă dată o s-o facem și mai și mai lată. Cât un pic, 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 cât un pic, 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 până n-o mai rămâne nimic. Cât un strop, 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 cât un strop, 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 până n-o mai rămâne deloc. La mulți ani! Să ne trăiască casa! Verașorilor, la mulți ani! Eu n-am știut că faci parte din cor! Eu sunt dat la parte din cor! Să nu folosești un loc. Dacă pot să mai greșesc, mă... Vai, cât te văd, s-o pot să mai greșesc.